Bună, bună lume, bună, ce mai faceți? Astăzi mă aflu în centrul orașului Milano și vreau să vă prezint două atracții, părerea mea, foarte interesante. Pe primul am chiar aici undeva în dreapta mea, o să o vedeți imediat, iar cea de-a doua este vorba despre o sculptură destul de criticată. Mie îmi place foarte mult și cred eu că e de super actualitate. Hai să le vedem! Casa degli Omenoni sau Palazzo Leoni Calchi este un palat din Milano construit în jurul anului 1565 și se află pe strada Omenoni, în spatele bisericii San Fedele. Numele derivă din cele 8 figuri de pe fațadă sculptate de Antonio Abbondio. Acești 8 maestuoși reprezintă descendența barbarilor învinși și sunt inspirați de statuile Romei antice. Cineva le-a comparat cu închisorile lui Michelangelo, opere care se află acum la Louvre. Și este interesant pentru că acest sculptor, Antonio Abbondio, l-a cunoscut de fapt foarte bine pe genul florentin. Maurizio Cattelan este un artist care adoră provocarea, iar celebra statuie Love, cunoscută și sub numele de Degetul, plasată în fața bursei de la Milano, este una dintre cele mai izbitoare exemple. 11 metri de marmură pură de Carrara, 4,60 de metri de sculptură reală și 6,40 de bază. Înfățișează o mână intenționată asupra salutului roman, dar cu degetele tăiate de parcă ar fi fost erodate de timp, iar degetul mijlociu încă în picioare pentru a-i răsturna sensul. Inițialele înseamnă de fapt L, libertà sau libertate, O, ură, V de la vendetta, adică răzbunare, și E de la eternitate. Bineînțeles că semnificația acestui deget este multiplă și nu neapărat imediată, vă las pe voi să interpretați și chiar vă invit să-i căutați alte opere renumite pentru că le consider interesante. Dragii mei, cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc enorm pentru vizionare, nu uitați să vă înscrieți la canalul meu dacă n-ați făcut-o până acum și să-mi dați un like, bineînțeles, dacă v-a plăcut. Vă aștept în curând cu noi aventuri și aveți grijă de voi, pa, pa!